Și continuăm cu știrile din plan intern. Azi are loc o ședință a coaliției în care va fi prezentată noua lege a pensiilor, potrivit unor surse guvernamentale. Proiectul de lege urmează să fie aprobat săptămâna viitoare de guvern și transmis Parlamentului spre dezbatere și adoptare. Ținta guvernanților este ca noua lege a pensiilor să fie aprobată de legislativ până la finalul lunii noiembrie. Ne aduce detalii Antoanela Răileanu. Bun găsit, Antoanela! Bine v-am regăsit, așa este. Astăzi urmează să fie prezentată în cadrul unei ședințe a coaliției legea pensiilor, lege care urmează să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024, atunci când toate pensiile din țara noastră vor fi majorate cu 13,8% conform noii legi, așa după cum a precizat premierul Marcel Ciolacu. De asemenea, a mai spus prim-ministrul Marcel Ciolacu că indexarea pensiilor cu 13,8% este indicele raportat la rata inflației de anul trecut și mai susține premierul că se așteaptă ca până pe data de 20 noiembrie această lege să fie trecută de către Parlament. Asta pentru că legislativul este instituția care trebuie să legifereze această reformă în planul pensiilor și spune premierul că legea pensiilor speciale își propune să legea pensiilor publice își propune să elimine toate inechitățile din acest sistem. Așa după cum vă spuneam, legea va fi discutată astăzi și în ședința coaliției PSD și PNL, care va începe la ora 15:30.